Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din The Walking Dead. Adevărul este că nu am mai postat de vreo zi pentru că am încercat să fac un episod special cu FIFA, ceea ce ar fi tehnic ultimul episod. Însă din păcate nu am eu destul skill în Sony Vegas. A trebuit să mai caut tutoriale și încă mai am de lucrat. Așa că haideți să jucăm Walking Dead. Ultima oară am ajuns în casa asta după ce am dezgropat un câine mort, adică maică-sa lui Ben. Și între timp Ben a demonstrat încă o dată că este o scârbă împuțită și a fost foarte aproape Clementine să moară din cauza lui. Iar acum, haideți să verificăm casa asta, pentru că asta trebuie să facem. Ok, gol aici. Ca și maică-sa lui Ben. Aici este ceva? Nimic. În sacul ăsta, chipsuri ceva? Am mâncare de câine. Mai căutăm pe jos pe aici. Ce mai trebuie să fie? Un cuptor cu microunde. Poate găsim ceva aici. Nu mai funcționează. Un desen cu un câine. Walter îl chema pe acel câine. Până la urmă se pare că maica lui Ben era bărbat, iar Ben a fost adoptat. Frigiderul, la fel de gol. E clar, dacă a mai rămas cineva în casa asta, a mâncat tot ce mai era, până a rămas fără mâncare și a murit de foame. Și este clar că asta era o familie foarte, foarte bogată. Doar uitați-vă ce au aici. Cred că ceasul ăsta valorează mai mult decât toată casa mea. Pe masă o foaie. Da, și masa asta la fel. O sticlă, poate beau și eu ceva. Da, da, măcar să iau sticla cu mine. Cine dracu e aia? Cine a vorbit-o? Crista. Era Crista aia? Sau cumva Carly s-a întors, că mi s-a părut că am auzit vocea lui Carly. Săraca Carly. Nimic aici. Nimic, nu urc scările încă. Mai ne uităm pe jos. Să vorbim cu Clementine puțin. Este bine? Este sigur, dar o să murim de foame aici, asta e problema. Crista și Omid. Destul de bine. Piciorul tău se simte mai bine? Și că sunt ok și acum are puțin și moare. Despre casa asta. A fost foarte bine că am găsit-o. Este ca un fel de bunker, sau de fapt e un bunker adevărat. Dar totuși nu avem mâncare. Believe, don't stop believing. Despre planul cu barca, ce credeți? The guy's losing it. Look, I know he's your friend and all, but you need to be careful. That man is on the edge, and I don't know. I'm on the edge of glory. Kenny's just been through a lot. That's all. Da, are de dreptate. Kenny este cel mai solid caracter pe care l-am întâlnit vreodată în jocul ăsta. Da, să mai ne uităm în continuare pe aici. Pe masa asta se află ceva. Încă o sticlă. E acea sticlă. Este acea sticlă, doar că am uitat iarăși în camera asta prin cealaltă modalitate. Ne uităm și la poza asta puțin. O familie perfectă. Un câine, un copil, soț și soție. Aici. Ăla e Iisus. Salut, domnule Iisus Hristos. În camera asta se află ceva. Sper să nu fie zombie, pentru că eu se pare că sunt singurul care caută ceva. Încet, încet, încet. Nimic. All clear in here. La fel de gol ca și sufletul lui Ben.
Camera cealaltă. Ieși de acolo, domnule preot. Te-am găsit. A, nimic și aici, din păcate. Care mai e? Că nu mi-a dat seama. Asta? Cred că asta mai e de aici. Just one more to check. Care mai e de verificat? Nu. Acum serios, care mai este? Pe aici? Asta, nu? Da, asta mai este. Ce? Și sigur. Exact cum s-a născut Ben. Așa deschide și ușa asta. Ah! M-a speriat de o mătă ăla. Doamne. It's nothing. Just nothing. We should be okay here. Da, pare părăsit. Nu cred că mai este cineva aici. Cred că a mâncat totul și pe urmă a plecat. Thanks. You're welcome. Is he okay? A murit? Doamne, sper că nu. Ar fi chiar foarte rău să se infecteze, pentru că Omide este un tip de treabă. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell. Da, știi cine e Clementine? Spune. Nu te nu fac presiuni. Dar spune cine e. 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 And both of us would like an answer. Who have you been talking to? Cu cine ai vorbit? I don't know. He said he was a friend. He said he could help me find. Nu vreau să fiu așa nervos. I told him we were looking for them in Savannah. Te-a mințit. Deci ăla știe ceva. Look at me now. What else have you told us? Ce i-ai spus? Pentru că cu siguranță este antagonistul seriei. What the fuck? Ce vrei, cat pochi? Ce vrei, mă? It's Kenny. Kenny? Ce face Kenny? Oh my god, ce face Kenny? Și de ce dracu te-ai cadut pe el, Ben? Ben, de ce te-ai dus după el? Bă, da, ești prost, Ben, să mori. Tot eu să fiu bărbatul aici. Stai acolo, mă urc eu. Oh, nu, să nu spui că a murit Kenny, doamne, nu, 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 nu. Te rog, nu. Please don't. Oare ce este aici? Kenny? Ești în viață? E un zombie cumva? Nu, nu, te rog, nu spune că e zombie. Te rog, nu. Este! Este Kenny al nostru, prietenul nostru drag. Mustața sa frumoasă. Salut, Kenny. De ce plângi? Jesus. The hell is that? Ce? Miroase ceva urât aici? Cred că s-a căcat Ben pe aici. Ben. Ce? Oh my god! LOL! Doamne, s-a făcut pielea de găină. Wow, cât de slab este! Este copilul din fotografie. Nu, era chiar așa de slab, dacă... Wow, are picioarele rupte, doamne. Din cauza că este prea slab. Da, a murit de foame, clar. Oh my god, cum arată! Îl voi mori eu. Stai că o fac eu. Deși nu se poate mișca aproape. Da, o să fac eu. Îmi pare rău, copil. Wow. Săracu, a dormit aici înseamnă 3 luni, 4 luni fără mâncare. Wow. Puneți-vă în locul său. Să stai zi după zi în aici sus și să stai în patul ăsta, să te uiți pe geam cum zombie și câinele tău moare și de asemenea să nu mai ai ce mânca, să simți cum zilele trec și tu nu mai ai ce mânca. This is fucking depressing. I'm sorry, kid. Ba, trebuie să fac asta. Totuși, nu a avut curaj să iasă. Trebuia să aibă curaj, de asta plece în lume, deși poate murea
Dar totuși doar un copil n-avea cum să aibă el curaj să facă așa ceva. Nu voi rosi un glonte sau glonț, în fine. Îl voi omori cu cheia franceză. Îmi pare rău, copile. Chiar îmi pare rău. Nu vreau să fiu în pielea ta. Cum nu vreau să fiu nici în pielea lui Kenny. Pare rău. Oh, fuck, 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 fuck. Jocul ăsta continuă să mă surprindă. Wow. Ar trebui să-l îngropăm, dar afară, lângă câinele său. Poate... De ce râde? Are față de ca și cum ar râde. Vă dați seama care n-are mai mult de 20 de kilograme la cei 10 ani ai lui. La cât de puțin a mâncat. Și melodia este frumoasă. Da, acum înțeleg de ce nu am îngropat acel câine. Voi băga și copilul acolo și îl voi îngropa și pe el. Săracul copil. Și chiar seamănă puțin cu Duck. Avea dreptate Kenny. Pur și simplu este urmărit de coșmaruri. Și uitați din nou o imagine foarte tristă. Îngropăm acest copil împreună cu câinele său, cu cel mai bun prieten al său, câinele. Cel puțin după ce a stat acolo 3 luni probabil murind de foame, acum are pe cineva lângă care să stea. Haide să-l îngropăm. Să nu spui că trebuie să iau în continuu pământ ca să îngrop. Vreau să mai trăiesc și momente fericite în jocul ăsta. Nu toate să fie ca asta. Și Clementine, sper să nu vadă pe copilul ăsta, Clemmy. Crisa poate să vadă că e și ea fată mare, nu trebuie să se sperie de un copil. Oh, fuck, fuck, fuck. Să nu spui că trebuie să iau vreo 30 de lopezi de acolo sau cazmale sau ce dracu e. Asta nu e cazmau cu care se bătea Chuck. A mai rămas decât piciorul de el. Ah! Oh my god! Doamne! Cine dracu ești? Slenderman? Ce cauți în jocul ăsta? Hey! Hey! Cine dracu e? I'll kill you, motherfucker! I'll kill you! You understand? I'll kill you! Wow! Lee, what's going on? Un monstru sau cine era ăla? Nu erau zombi cu siguranță. Cineva ne urmărea. Cineva ne urmărea. Oare cine dracu era? Era un bărbat, mi-am dat seama de asta. Cine era? Era Mota Ben? Era Tactu Ben? Ben, cine era? Că te dau afară! Ben, tu erai ăla! Era Muscle Ben, sau Tassul Ben. Cred că el este, da. Cel de la radio. Salut, Kenny, ce mai faci? Ah, ok, chiar mă bucur. Rucus! Rucus! Da, era Tassul Ben. Tassul Ben. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Nici eu nu te plac deloc, chiar aproape deloc. Doamna, ce m-a speriat, aproape că-mi tremură mâna. We stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. Da. I don't know if we'll need well enough to move. Well, he better get ready, trebuie să găsim ceva medicamente. Haideți să căutăm pentru ceva medicamente. Water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. You search it if you want to. I'm done with this house. Ce faci, Kenny? We came to the city to find a boat, and that's just what I... Nu trebuie să plecăm.
Maybe it's not such a bad idea to check the place one I more. Said I'm done with this house. Ken este cam nervos, dar asta se întâmplă, este un proces psihologic. După o traumă majoră, încep să devii obsedat de câteva lucruri și Kenny a devenit obsedat de o barcă. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. E periculos să mergi. Dar totuși trebuie să mai înveți și tu. De ce? Dar n-am avut o opțiune prin care să spun că vreau să mergem. Voiam să o iau pe Clementine, dar n-am avut opțiune care să-i spun că vreau să merg cu ea. Sau n-am văzut eu, din păcate. Da, eu și Kenny vom merge să căutăm o barcă. E periculos într-un oraș ca ăsta. Da, căcat cu ochi, ești prost de bubui. Da. Stai aici și protejează-o pe Clementine, dacă poți și tu, sau mai bine zis, stai aici pentru că Clementine te va proteja pe tine, pentru că ești prost. Da, îi împuști. Nu contează ce sunt sau cine sunt, îi împuști. Chiar și oameni. Anyone, da. Dacă vine ăla în casă, îl împuști. Chiar dacă e tactul, îl împuști. Nu trebuie să am încredere în el, dar în fine. Să nu spui că vine iarăși. Nu. Din fericire n-a venit. What the fuck? Infected. Am ieșit în oraș deja? Mă bucur cel puțin că nu trebuie să mergem noi pe fiecare stradă. Adică ne teleportează direct la locul în care trebuie să ajungem. O veste este bună. Nu prea văd zombie. Din fericire. Kenny, unde dracu te duci? Haide să-l urmărim. Poate reuși să-l violăm. RLW67OB4X2O. Seamănă ca un semn Illuminati. Vrei să vorbim? Despre Mike sau lui Ben? Ok. Ok, Kenny, nu o să te supări iarăși. Iară sună preotul. Domnule preot, vă potoliți noastră. Potoliți-vă, domnule preot. De ce vreți să faceți pomană? Da. Și-a schimbat preotul locația. Acum face pomana lui copilul ăla, cred. Care l-am găsit de curând. Oh, fuck. Cam asta a fost cu fără zombie. Acum trebuie să oprim. Dar cel puțin erau femei. Bitches, come at me. Nu-mi place unde stăm. Dacă o să ne vadă, poate ne ajută. Pentru că o să scăpăm de zombie. Ring-a-bell. Good one. Aia, cred că a murit în poziția capră. Deci se mișcă în continuare așa. Cred că cu siguranță a stat capră când a murit și acum stă în continuare capră. Este blestemul caprei. Săraca. Still nothing moving behind us. I think we're what the fuck? Oh, de ce este trist, Kenny? Oh my fucking god. Nici o barcă. Toată lumea care a avut bărci a plecat. Este timpul pentru planul B. Chiar dacă nu știu care este. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. Vezi tu cumva vreo barcă pe aici, Kenny? Te întreb. Vezi vreo barcă pe aici, motherfucker? Oare asta s-ar putea să meargă? Nu cred. N-are cum. Este prea distrusă ca să meargă. Nu cred. Această barcă este distrusă.
Know a lot about boats, do you? Da. Tell you what, a fost expert în expert opinion on American history or on committing murders, I'll be sure to ask. Bine, Kenny. Bine, Kenny. Eu îți omor copilul ca semn de prietenie, ca să nu-l omor tu și tu faci figuri. Bine, Kenny. Dar totuși, v-am spus, nu am nimic cu el. Este un tip bun care a trecut prin multe, săracul. Ok, Kenny, dar să știi că tot eu sunt lider aici, nu tu. Cam acesta a fost episodul. Data viitoare, dacă voi reuși să termin, va apărea FIFA. Dacă nu, voi vedea ce alte jocuri voi mai pune. Am încercat să joc Hotel 626 sau Asylum 626, cel mai votat joc de groază. Dar din păcate, jocul nu mai există pe site-ul lor. Așa că trebuie să joc alt joc. Mă gândesc cel mai probabil la Amnesia, dar voi vedea. Și dacă v-a plăcut și acest episod, vă rog frumos, nu uitați să dați like și subscribe. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!